Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. Astăzi discutăm cu președintele Partidului Liberal, domnul Mihai Ghimpu. Domnule Ghimpu, bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. A fost o perioadă de campanie electorală. În Republica Moldova am făcut mai mult dezbateri și discuții cu candidați. Acum revenim la formatul obișnuit. Azi, pe parcurs, o să preluăm și câteva apeluri de la cetățeni, să vedem ce mai crede ei despre rezultatele alegerilor și ultimele evenimente politice și nu doar. Am vrea să aflăm și dumneavoastră ce părere aveți despre ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de când n-ați fost aici în platou. Vă mulțumesc că ați venit și zic să începem cu rezultatele din Chișinău. Cât de mulțumit sunteți de rezultatele Partidului Liberal? Eu sunt nemulțumit de atunci de când s-a făcut jocul ca să ajungă ce ban primar. Că dacă n-ajunge 4 ani în urmă, nu era nici acum primar. Cine general a făcut jocul? Andrei Năstase. Atunci a participat, după ce a făcut alianță cu socialiștii, deci candidatul platformii, dar nu trebuie să fie Năstase. Da, dar de anumi, atunci anumi, au trecut 4 ani. Anumi participarea dânsului a supărat multă lume și n-a ieșit la vot. Că altfel el nu câștiga. Dar ceva. Peste 4 ani puteau să iasă la vot. Peste 4 ani, acum asta a fost, asta e cu școală de șmecher. El a fost foarte șmecher. El a, uitează ce a făcut. Iată, la noi în Colunța, de exemplu, da? Foc reparații, drum capital, de margine până margine și trotuare ca în Chișinău. Avat, tot frumos. Și cam așa, pe urmă, oraș. Scrincipile astea, jocurile astea de copii, prin parcuri. El, având electoratul pro-rus, știa că ăștia în vârstă vor vota cu el. A făcut tot pentru ca să-i atragă pe acești tineri. Mamele, cărșori, copii, care până acum era foarte greu să treacă dintr-o stradă, de pe o stradă pe alta, în parc. De ce, de exemplu, n-a făcut acest lucru Dorin Chertoacă? Dorin Chertoacă a făcut lucrurile mari, drumuri a făcut, fiindcă, ca regulă, se face drumul și apoi se fac celelalte. Dar el a avut noroc, Dorin Chertoacă a făcut drumurile și el a venit și... și apoi, în afară de asta, structurale, este și un business. El a făcut un business serios, fiindcă pavajul care s-a pus prin oraș, atâta s-a pus, asta e afaceri foarte serioasă. Ia cineva să răscolească din preș, să vedeți acum firmele astea și cum. Plus că... Aici cred că sunt organe abilitate care da, se investigă. Plus că a avut niște vizite în Statele Unite Americii, a avut niște vizite la București, s-au alocat niște bani, s-au făcut niște jocuri bine regizate, care a prins la unii oameni. Iar, de exemplu, am întrebat la noi în Colonița pe niște tineri, cum l-au votat? Sus, clar că ce mandat, de ce? Păi ne-a făcut drum. Zic, da, păi Dorin Chertoacă a făcut 30 de drumuri în sat. Adică, asta e un singur drum. A doilea, de fapt, că unul a mai făcut în îndelegerile celea, pe strada Stejarilor. Și acum strada centrală. Ea a știut cum să cumpere cetățenii. Asta a fost bun meseriaș în problema aceasta. El a știți, când a făcut așa să facem așa o comparație cu o domnșoară care s-a dus la club, s-a vopsit, ochii, buzele frumos, a făcut carting, cum zic moldovenii. Și toată lumea la club când a văzut-o, așa și el cam a făcut. În rest, lucrurile mari au rămas nefăcute. Cu toate acestea, deci el a reușit are datorie de 1 miliard, da, de lei, ăștia-s bani. Eu mi-amintesc când am venit noi în 2007, da? Erau datorii de 700 de milioane și erau toate întreprinderile pe burtă. Dacă noi atunci n-am făcut reforma aceea care am făcut, că să alocă ajutor pentru căldură numai la cei care au mai puțin de 1030-40 mai cât sunt minte la fiecare persoană, atunci și mulți spun eu când am calculat foarte puțini oameni care au pretins la această alocație din partea primării, da? Era situația că nu plăteau gazul 40 sau 60% toți cetățenii, și ei cu bani și cei fără bani.
Și noi am făcut niște lucruri atunci foarte, adică niște reforme. Bine, cu asta am înțeles, domnule Ghimpu, da. Și cu faptul cum au votat oamenii pentru Ion Ceban, cum i-a convins. Întrebarea e cât de mulțumit sunteți de candidatul PL-ului, Ion Purice? Nu, eu ca să termin gândul cu dânsul. Doi, că candidatul PAS, care toată lumea a mizat că să-l bată PAS, că ei sunt la guvernare, că ei au putere, că ei au tot, a fost jocul fost făcut ca să câștigi Ceban. Credeți că Lilian Carp a acceptat un joc în favoarea lui Carp Ion Ceban? Carp nici n-a știut. Dar ce de așa a fost ales Carp și, în primul rând, a fost înaintat prea târziu. Doi, în toate clipurile era votat PAS, n-ai auzit votat Lilian Carp, primar Chișinău, că e important, era de aici, toate lucrurile de aici pornesc. Trei, s-au retras 6 televiziuni cu 3 zile înainte de campanie sau de vot, nu mai țin minte. Și astea au consolidat electoratul pro-rus și au mers și au votat. Au interzis și șansa partidului și atunci toți au și votat. Deci, adică interzicerea televiziunilor este o parte a jocului ca să mobilizeze electoratul. Da, cum? Ce a câștigat Republica Moldova în 3 zile sau 7, câte acolo mai rămas până la ziua votului? Haideți, spuneți, ce? Dacă până acum au făcut faptul că nu se respectă anumite. Bun, dar au făcut politica asta toți anii ăștia că sunt la guvernare. De doamna Sandu câți ani de 3 ani și PAS-ul 2 ani. Toți anii ăștia au făcut. Și acum noi avem multe canale care arată filme. Chiar și este din cu natura. Multe sunt filme rusești, unii fac propagandă pe ele. Păi, tot a fost gândit și foarte bine. Și vă spun de ce. Sondajele arăta doar că câștigă Ceban din primul tur. Adică el a făcut așa că a știut cum să joace la joaca asta, cum se cheamă, carusel sau cum îi zice, nu știu cum românește îi zice. Roata norocului. Roata norocului. A știut să joace foarte bine partea asta politică, că au ajuns în sondaje doar înainte de a fi înaintat Carp, el mergea cu 60%, dacă vă amintiți, da? Și pe urmă când a apărut Carp s-a dus puțin jos, dar s-a dus foarte puțin. Deci jocul a fost făcut așa încât el să câștige. Să câștige ca să nu încurce la prezidențiale. Asta era și în interesul celor de la guvernare? Păi interesul în primul rând a Maia Sandu. Ca să câștige Ion Ceban? Ca să nu candideze la președinte. O să vedem. Sună o teorie a conspirației foarte așa... O să vedem dacă o să candideze. Eu cred că Ion Ceban mai bine se simte în primar general, aici e și business, și primar general e funcția cea mai importantă, dacă spunem așa, și când ești prim-ministru, două funcții în stat. Rest, președinte de parlament, astea sunt două, primar general și prim-ministru. Credeți că Maia Sandu era frică de Ion Ceban dacă ar fi candidat la funcție de președinte? De ce nu? Uitați-vă la rezultatul alegerilor locale și la câștigul lui Ion Ceban. Păi da, dar la funcția de președinte votează toată țara. Ei nu au trotuare, ei nu au terenuri de joacă pentru copii făcute de Ion Ceban. Acolo contează vizibilitatea națională. Deci Maia Sandu și PAS s-a dus mult în jos. Au ridicat puțin cu acțiunea aceea politică, cum se numește, că numim toți președinții la noi. Summitul, da. Pe urmă, chiar și ultimul, înainte de vot, am venit și președintele Portugaliei, îmi pare că ultimul care a fost aici. Permanent, vizite și susținerea Republicii Moldova de și ajutorul ăsta care a venit din partea Franței cu militar. Adică, toate acestea au fost făcute, fiindcă Maia Sandu și PAS a dus în jos. PAS cu mult mai mult, o să vedem la parlamentare. Și aici sigur că s-a calculat și mai bine Ion Ceban, care primul pretendent de a câștiga, da? Să rămână primar general, să nu se bage la prezidențială. Dar ce îl încurcă să nu se bage la prezidențială? Fiindcă e mai interesant să fie primar general. Da, și câștigă el că e președinte acolo. Dă medalii și gata, da, aici el e boieri. Aici, în serios. Să revenim la PL. Da. Candidatul Ion Purice. Cât de mulțumit sunteți de prestația lui în această campanie electorală? Foarte mulțumit. În primul rând îi mulțumesc foarte mult fiindcă a acceptat, fiindcă am avut unii care s-au considerat boieri și n-au vrut, au crezut că ei dacă au fost miniștri, deputați. Spuneți un nume. Dar nu vreau. Dumnezeu cu dânsi. Eu am pus cruci pe ei și nu mai vreau. I-ați dat afară din partid? Nu, sunt partid, dar eu am pus cruci, eu personal, ca fiindcă știți cum e. E ușor să fii luptător când partidul e puternic, da?
Dacă în partidul, și nu-i vina noastră, nici a lor, nici a mea, aici a fost așa politică, în 2016, că dacă atunci eu aș fi cedat în primul rând și colegii, apoi Republica Moldova era folosită ca și Belorusia în război împotriva Ucrainei. Și acum toată lupta asta care se duce tot pentru asta, ca să ia puterea și să folosească teritoriul. Deci Partidul Liberal a ajuns unde a ajuns, nu din vina Partidului Liberal. Nu, da, bine, au fost mai multe momente acolo care au influențat. Întrebarea e, câți membri de partid aveți în municipiul Chișinău, cu tot cu suburbii? Da, trebuie să recunosc că aici consilieri, am avut 3 consilieri care absolut n-au făcut nimic pentru partid în acești ani, 4 ani de zile. Au lăsat baltă că ei și erau șefi de organizații în Chișinău, pe sectoare. Nu au făcut. Deci cei care erau în primărie erau vocali. Păi vocali pentru ei. Eu le-aș făcut observații la ședința biroului. Că vorbeau numele, dar nu spuneau că fracțiunea PLE, adică n-au dorit ca să vă, sau le-a fost rușine, eu nu știu care e problema. Dar câți membri aveți în partid în organizația teritorială municipiului Chișinău? În primul rând vreau să spun că nu toate organizațiile teritoriale au participat în aceste alegeri. Scopul alegerilor locale, da, sunt un plus pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, dar noi am trecut prin asta, am crescut și am ridicat mulți primari și ne-au lăsat și s-au dus. Așa că mare bucurie eu, sau mare scârbă când avem acum mulți primari, eu n-am, fiindcă i-am avut și unde se iei. Toți sunt... Păi ce, asta înseamnă că sunt oportuniști? Da, pui cum? Hai să luăm. La Strășeni sunt 2. Da. Și ca număream așa și mergem pe raioane. I-am ridicat și s-au zburat ca pui de pasăre. Mă rog. Dar în municipiul Chișinău, câți membri de partid aveți aici în municipiu, în organizația municipală? Nu e greu să spunem, că n-am făcut acum o evaluare sau... Acum, eu cred că acum noi... Eu am făcut tot posibil ca să scot partidul din somnul ăsta de moarte, fiindcă tot s-a lăsat mâinile în jos. Eu când am plecat, dacă vă amintiți congresul ultim în 2018, partidul era partid serios, cu toate că lupturile s-au început încă în 2016 asupra mea și asupra partidului. Dar între timp s-a format mișcarea Unirea și s-a lăsat partid într-o parte și mai multe lucruri aici. Și au lăsat mâine jos, mulți s-au trecut, iată, la pas. Noi avem 2 miniștri, șefi de vamă, mulți funcții au. Adică asta demonstrează că noi am avut și avem oameni de calitate. Întrebarea ce a rămas. Eu vreau să punctăm un lucru. Deci aici, în organizația teritorială... Important că a rămas ideea, n-am trădat ideea, Unirea. Și cei care sunt, cum se spune vorba, mai bine, mai puțin, dar mai din credere. Că am avut, ia închipuiți-vă, dacă erau toți care am adus eu, la mulți le-am oferit așa ca o pomană mandatul, deputat, de miniștri le-am dat așa pur și simplu. Dacă erau toți acum în PLE, ce partid era? Bine, așa pot spune și cei din PLDM, așa pot spune și cei de la Partidul Comuniștilor și de la Socialiști. Păi bine, acolo nu au idei ca noi, acolo numai puterea, banul și chestii. Ștrădarea, zicem, din partidele de stângă de la noi, este ideea nobilă, ideea neamului, ideea înaintașilor noștri. Vreau concret răspuns la câteva întrebări simple și scurte. Eu nu-i număr în Chișinău cât avem. Sunt câteva sute sau câteva mii în municipiu? Nu, hai să nu mințim. Nu, cred că câteva sute. Câteva sute. Faptul că ați acumulat, sau candidatul Partidului Liberal, a acumulat 532 de voturi, asta ce înseamnă? Că l-au votat practic doar membrii Partidului Liberal sau nici măcar membrii? Haideți să amintim că aici, în clădirea asta, a fost un vicepreședinte, fost președinte, care, întrebat fiind, a spus că el rămâne membru PLE, dar n-a spus votați PLE și votați Ion Purice. Și asta sigur că a influențat foarte mult asupra alegătorilor noștri. Și curios că pentru Consiliul Municipal au votat mai mulți. Deci, și plus votul util, și votul util. Ei, acum votul util nu atât de mult a contat ca la prezidențiale, de exemplu. Ei, a fost votul util, a fost lupta între Europa și Rusia. Dar fim serioși. Și ies cu pierdut Europa? Nu. Noi suntem țară candidat. Dacă luăm... Ion Ceban zice că este pro-european, de câte am auzit în ultima perioadă. Da, l-am văzut vârful dealului acolo Europei, pe un deal la Europei stăteaș, striga, trăiască Europa. Da. Zic că pentru Consiliul Municipal au votat mai multe persoane, 783. Da, și pentru PLE au votat mai mult. Da. Păi asta își demonstrează că unii au votat pentru CARP.
A noștri, unii au votat pentru Carp ca fost coleg și ca vot împotriva lui Ion Ceban. Asta e... Și a fost asta numai la noi. Deci în teritoriu mulți care erau spărați pe PASA au ieșit și au votat nu pentru PASA sau pentru candidatul lor, dar au votat împotriva partidelor proruse care vor să... Și tocmai ne aflăm în preajma când trebuia să fie luată decizia de deschiderea sau oferirea... Începutul negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, da. Dar la nivel de țară, cât de mulțumit sunteți? Câți primari aveți? Și, apropo, noi totdeauna au fost alegătorii care, oameni conștienți, unioniști care au votat. Și ei, în cazul dat, acești oameni au dat cu greu, dar au dat votul pentru candidații PAS și pentru ca să... Pentru că Lilian Carp a fost la PL. Eu vorbesc în cei din teritoriu. Au dat pentru ca să nu iasă foarte mult înainte partidele proruse. Și așa, dacă vedem pasoare doar în 7 raioane, acolo majoritatea, restul cred că o să fie putere luată. Vorbim și despre posibile coaliții. Dar câți primari aveți la nivel național? În primul tur avem 2. Dar noi nici n-am înaintat mult. Fiindcă scopul, sincer, să vă spun, nici la colegi nu le-am spus, spun aici pentru premieră, scopul n-a fost. Încă noi am avut primari, ne-au trădat și scopul meu n-a fost... anume, lupta este lupta politică. Noi pledăm pentru unire și asta e lupta pentru Parlament. Plus că v-am spus că nu toate organizațiile reale au participat. I-am lăsat la voi. N-au vrut. Dar am fost liberal, cum se spune. E important pentru noi. Sigur că primarii ajut în lupta asta, dacă rămân în partid. Dar dacă îi ajut să ajungă primar și pe urmă trădează și se duc, atunci ce folos? Nu m-a pierd. Înțelegi? Și atunci miză mare n-am. Pentru mine și pentru noi cei care am luat decizia asta, important a fost ca partidul să iasă cu ideea unirii, fiindcă ei era umbrit. În ultima perioadă de care a venit PAS-ul, nu se mai vorbește. Gata, toți au închis gura, tot au închis toate ușile. Pentru și asta, că Republica Moldova e tot mai aproape de Uniunea Europeană. De aici și discuțiile Dar un răspuns simplu la întrebarea asta. Da. De ce este mai aproape Republica Moldova? De unire sau de integrare europeană? De ce este mai posibil? Da, ce ar putea să întâmple mai rapid? Cel mai rapid, asta unire poate să întâmple. Integrarea europeană, ascultați pe mine, de grabă nu o să fie. În primul rând, război, nu știu ce se termină. Suntem în pachet puși cu Ucraina. Doi, ați auzit ce a spus Orban vis-a-vis de Ucraina, că nu-i gata pentru negocieri? O să fie ori o țară, ori două, ori trei, să fie împotriva integrării Ucrainei și automat și împotriva noastră. Da, chiar și împotriva noastră, fiindcă, de exemplu, vă dau un exemplu, Austria, da? În 90 am fost în a fost congresul român, pretind din orașul Essen din Germania. Și întorcând înapoi, zic, mă, da, acolo nu-i ținut o cafea înăuntru și n-am văzut orașul ăla. Și înapoi, zic, mă, chiar să vii prima dată să ieși din chisoarea asta sovietică, să nu vezi ceva în Europa asta? Și întreb conducătorul tren, dar putem să ne oprim, că ajungem dimineață în Viena, putem să ne oprim și să ne urcăm seara? Și că șeful gării hotărăște, am coborât și ne-a dat voie. Și ne-am plimbat prin Viena și ne-am rătăcit, am curcat, nu știu cum să ajungem acolo. Că se minte cu unul loc să întrebi unii gara, din nou întrebat unii război și acela unul s-a întors și a fugit când a auzit de război. Și nimeni nu, nici engleză, nici franceză, nimeni. Și mă întreb într-un magazin, păi întreb în franceză, că eu mai cunosc așa franceză. Alții în... Da, noi știm din Parlament. Da, da. Asta a fost o glumă atunci care... Și mi-am nicfeșteni și eu zic, mă uit așa, era tortoșic, așa blondic și zic, am uși părus, de zici Caneșa. Și eu o întreb, dar de unde cunoașteți limba rusă? Și zice, noi suntem mulțumiți lui Stalin și Rusii că au câștigat război. Dacă câștiga Hitler, nu exista Austria. Deci Austria este prorusă și cei mai mulți miniștri, prim-miniștri angajați după poate funcții atunci, acum, în contextul internațional și dar de ce credeți că au blocat Schengenul? Austria, care suge cel mai mult din România, petrolul, gazul, pădurile, și-au blocat Schengenul. Hai să fim serioși. Asta e numai la... Acolo sunt pic alte asta jocuri, nu, asta e numai... La nivel... Nu, asta e numai la cerința lui Putin. Vreau să punctăm aici cu alegerile. Da. Deci, vă pregătiți pentru... Înțeleg că prioritatea sunt prezidențialele și parlamentarele pentru PL. Primul rând, a fost o pregătire. În primul rând, eu mă pregătesc și vreau să totuși, când am trecut acum și 2 ani zile, eu vreau totuși să alegem un președinte al PL-ului. Eu
Cred că asta e problema principală pentru noi și să întărim organizațiile teritoriale. Dar de ce vă doriți asta? De ce, de exemplu, nu ați încercat să uniți forțele cu alte formațiuni politice să existe care? Relevanță pe piața asta a unionismului? De exemplu, care? Nu știu, se declară și alte partide unioniste. De exemplu, care? Noi avem Vasile Costiuc, de exemplu, care a adunat mai multe voturi. Da, el a adunat cu camera asta care umblă. El nici nu... Ei, să fim serioși, lăsăm Vasile Costiuc. A fost... Vitalia Pavlicenco, care de multe ori vine cu propunere. Știți cine e președintele la PNL? Cine? Nu știți? Nu e Vitalia Pavlicenco. Asta nici cel care a fost acum ultima perioadă. Nu vreau să discutăm. Vasile Costiuc a fost liberal. Majoritatea... Covenit pe Ledimiu cu Unirea. Poftim. Da, sigur. Așezați-vă la o masă cu Vlad Filat și discutați, negociați. Da, eu ștortă îmi cumpăr și o sticlă de coniac. Eu doar țin minte când am început alianța, cum cerea acord tratat bilateral cu România. Zic, du-te la Voronin. Dacă vrei tratat bilateral, el de 8 ani a strigat, vrea tratat nu cu Gimpu sau relații strategice cu Rusia. Adică aici sunt niște lucruri. Sau limba română. Mi-a să știți că eu am semnat cu Băsescu nu acordul de integrare europeană ajutor al Republicii Moldova, mai se numește, dar au fost declarații. Pentru că n-au vrut să fie semnată limba română. Și despre asta știm și noi am discutat. Păi dar da, mai discutați cu Vlad Filat. Eu nu cred în aceștia. Nu cred. Eu dacă din prima zi când am venit în Front Popular și până acum, dacă am fost român și vorbesc limba română și sunt la neamul meu românesc, așa sunt. Dar ăștia care azi așa, mâine așa, eu în ei nu cred. Mai discutați cu Vlad Filat după ce ieși din închisoare? Da, v-a contactat, dar nu vreau eu să discut cu dânsul, că tot ce s-a întâmplat asta datorează în lui. Și pe Leu, în primul rând, a ajuns în situația asta tot datorită lui. Când a pornit și a scos din partid de cei 7 deputați și miniștri și... Continuăm discuția la acest subiect, dar inclusiv și despre care este calea Republicii Moldova, cea mai scurtă, spre unire sau spre integrarea europeană. După o scurtă pauză de publicitate, inclusiv vom prelua și apeluri de la telespectatori. Rămâneți alături de noi! Am revenit în platou, continuăm discuția. Vă reamintesc că astăzi vorbim cu domnul Mihai Gimpu, președintele Partidului Liberal. Domnule Gimpu, veți candida la funcția de președinte anul viitor? Nu. Cine ar putea candida din partea PNL-ului? Nu știu, să vedem. Cum credeți, care sunt previziunile pentru alegerile prezidențiale? La ziua de azi, Maia Sandu este următorul președinte. Adică va lua al doilea mandat. Este, da. Până atunci mai este, o să vedem. Credeți că Partidul Liberal depinde mai este relevant? Depinde de ce candidați o să apară. Poate să apară oameni cunoscuți, care au stat în umbră, cu caracteristică bună, cu stagium, adică oameni care au fost pe la Strasburg, pe la Paris, sunt mulți oameni care... Cine știe, poate să vedem. Dar la ziua de azi, sigur că da. Iată aici și problema, că Maia Sandu n-a vrut. Cei care au făcut politică și au ajutat-o, l-au mai bine că eu începam să rămâi la primărie, că să nu încurci. Da, dar îl crește 4 ani și după aia el poate candida. Asta după e altă problemă. Acum e important Maia să câștigi. Da. Dar rest de-am pe urmă să vede. Sunt 5 ani. Cine ar putea prelua șefia PL-ului? Pe cine mizați? Cine am mizat eu un acceptat, acum o să vedem, o să ne întâlnim și o să discutăm și o să hotărâm. Dar cineva trebuie să vină. Dacă nu va accepta nimeni din cei relevanți, ar putea PL-ul dispărea de pe piața politică? Nu, eu n-am să las lucrul ăsta să întâmple. Înseamnă că așa cum e greu mie, o să încerc eu să... Dar eu cred că am să rezolvăm problema aceasta. Dar e important să existe un partid sau totuși cauza e importantă? Până ce fie, nu există alt partid care are realizările pe care le are pe ele ce sunt de problema națională. Și limba și alfabet, și limba română, și decret prin la ocupație, zisarea arhivelor, și multe, multe lucruri sunt. Și în
Am înțeles, ați tot vorbit de-a lungul timpului. Cine vrea să cunoască, deschidă pe Facebook și ați găsat realizările Peleului. Când va fi congresul, când va fi ales noul președinte? Urmează acum, să hotărâm, eu am și spus că am să convoc. Am avut acum, duminic, adunare, am mulțumit candidaților care au participat în alegeri. Și la ședința asta am spus că am să convoc de grabă Consiliul și o să birou deodată, apoi Consiliul și o să vedem să hotărâm când. Că congresul e pregătit, trebuie. Care este rolul lui Dorin Chirtoacă în PLE acum? Nu știu, Dorin Chirtoacă a fost aici și a spus că e membru PLE, dar n-a sunut partidul și candidatul. Și atunci nu știu care e rolul lui Dorin în PLE. Care nu. Sunt șansele că va prelua el și fie nu, nu are nicio șansă. Acei care în campania asta nu au fost de partea partidului din care fac parte, nu mai au niciun viitor în Partidul Liberal. Asta e poziția mea fermă. Am înțeles. Noi, în scurt timp, să indiferent de rudieni și chestii, deci partidul care te-a ridicat, te-a crescut, te-a ajutat să ajungi să ai de ții niște funcții și să-l lași și să spui că, ei, dar ce eu, să eu nu știu cum, dar ce acum nu-i timpul nostru, nu e. Cauza nu se lasă la marginea drumului. Haideți să rămânem lupt zi și noapte, indiferent de situații. Plouă, ninge, e frig, e soare, cauza rămâne cauza. De ce Dorin Chirtoacă nu a susținut? Nu știu, asta nu mă întrebați pe mine. L-ați ajutat să devină primar? L-a sunut la, aici când a fost la doamna dumneavoastră pe Carpă. Așa a ieșit. Eu înțeleg, adică ca să nu treacă ce bani, dar era... Deci ca să iei o decizie în politic, trebuie să te pricepi în ea. Era clar din start că ce bani câștigă alegerile. Și nu trebuia să mizezi pe Lian Carp, fiindcă e cum ai miza pe o capră stearpă. Înțelegeți? Da, deci nu asta... N-are nici carismă, n-are nici nimic și prea târziu l-a lansat. Deci faptul că l-a lansat prea târziu, asta demonstrează că a fost pregătit totul ca să câștige ce bani. Pe dânsul l-au folosit pur și simplu. Și uitați-vă că l-au luat pe dâns care a venit din Partidul Liberal, n-au luat din echipa lor unul, să-l pună la bătaie. Bine, în comparație cu rezultatele care erau afișate în sondajele, inclusiv cele închise, Lilian Carp a luat cu mult peste, cu aproape 10%. Sondajele dădeau 18-19% și l-a luat aproape 30%. A luat datorită pas, lupta între Europa și Rusia. Înseamnă că este relevant pasul? La moment, după alt soluție, oamenii, este vot util. Cui să-l dăm noi? Cine luptă? Așa, sunt partide să închide 6 televiziuni, să închide partidul cu tare, să faci cu tare, 30 de portaluri de astea și atunci vine cu tare, spune cu tare și atunci toată lumea a zis, trebuie să votăm pasul, altă soluție nu avem. Vot util. Că dacă nu votăm, și așa poftim în teritoriu, avem, și avem, știți din ce cauză socialiștii au mandate mult și au multe raioane? Fiindcă la noi nu se dezbate problema războiului din Ucraina. Nu este misiuni, că se sprici la oameni. I-a lăsat să le bagi prostii în cap propaganda asta rusă, prin toate canalele, prin tot absolut. Oamenii... moldovenii noștri parcă așteaptă Putin să vină aici la noi. Se vorbește, domnul Ghimb, problema e că... Ucrainienii care distruge țara și omoară frații, rudele lor în Ucraina, sunt cu Putin. Din ce cauză? Fiindcă la noi nu se explică. Trebuie să fie misiuni în fiecare săptămână. Măcar cel puțin una pe săptămână, dacă nu peste o zi. Se explice la oameni tot absolut. Dar la noi e nimic. Nu ați dă știri și gata. După ce a fost Dorin Chirtoacă la TV8 și a făcut aceste declarații și unde s-a creat impresia că îl susține pe Lilian Carp, ați vorbit cu el? L-ați sunat? Nu. Nu mai comunicați acum? Deci, dacă public vorbești, care sens mai vorbesc? Care sens mă duc la gard pe sodul trenul? Ce schimb asta? Vreau să anunț telespectatorii... Trebuie să fii conștient de ce ești spus și ce ești faci. Deci el și consilierii care municipali și mulți alții nici măcar nu au pus pe pagina lor votați Ion Purș. Unul a scris că l-a laudat, dar nu a scris votați Ion Purș. A scris că votați cum vă spun inima, ceva de felul ăsta. Aici lucruri sunt clare pentru cine au fost ei. Pentru cine au fost acolo să ducă. Și noi am pierdut Peleul anume din cauza asta, că tot după ce am plecat eu tot s-au lucrat pentru Maia Sandu, pentru pas. Nu se lucrează grădina vecinului, se lucrează grădina ta. Și dacă vrei să-l dobori pe Dodon sau pe Ceban, bați în trânsul, dar nu susții candidatura aceea care pe tine te înlătură de pe arena politică.
Noi acum avem afișat pe ecran numărul de telefon. Ne puteți telefona să vă exprimați opinia în legătură cu subiectele pe care le discutăm astăzi, în special care este direcția Republicii Moldova cea mai apropiată, unirea cu România sau integrarea europeană sau poate o altă opțiune. Domnule Ghimpu, vreau să mergem mai departe și în special cu ceea ce s-a întâmplat recent, că Comisia Europeană a recomandat oficial țărilor membre UE să înceapă negocierile de aderare a Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană. Înseamnă asta ceva important pentru țara noastră sau este un pas obișnuit, care oricum urma să fie, mai complicată este anume procedura de negociere? Înseamnă recomandare. Asta înseamnă o posibilitate de a adera mai rapidă? Nu. Păi la primăvară, așa au zis, la anul, da? Dar la anul sunt alegerile parlamentare. În multe state, nu la noi. Și europeni și în toate țările, da? De? Nu o să adere, nu o să înceapă negocierile. În primul rând, ați auzit ce a spus prim-ministrul Ungariei, Orban. Ucraina nu-i gata să înceapă negocierile. Poftim, așa cum Austria a blocat Schengenul pentru România, așa și vor bloca și vor mai găsi încă și pentru noi, nu numai pentru Republica Ucraina. Republica Moldova, fără Ucraina, nu poate adera la Uniunea Europeană, cum credeți? Republica Moldova, în comparație cu Ucraina și Georgia, are calea sa sigură. Unirea, adică integrarea europeană pe unire cu România. Și asta e calea sigură și depinde de votul la Chișinău și la București, dar nu de votul a 27 de state UE. Eu înțeleg mulți politicieni de aici, de la noi, care vor bani, business, afaceri, să uite sara la televizor să vadă pe dânsul. Înțeleg că dacă n-ar exista partidii stataliste, atunci parc s-ar părea că s-ar duce la Dodon, la părerii produs, dar nu-i cam așa. Dar noi chinuim oamenii. Noi chinuim oamenii. Noi le, fiecare campanie electorală le promitem. Și noi prin asta compromitem și democrația, fiindcă niciun partid încă n-a realizat ceea ce a promis cetățenilor. Haideți să vedem ce zic cetățenii. Avem un apel telefonic de la domnul Toma din Pașcani. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Domnule Toma, vă ascultăm. Domnul Galben, eu sunt de acord cu Mihai Ghimpu că Pasul a jucat cartea Manului Oncebal. Pricina, pentru că la noi în sat, în comună, Pasul a înaintat la funcția de primar un fost secretar al organizației de partida comuniștilor în trecut. Și unde doamna Manic, de la noi din raion, deputat în Parlament, a venit și l-a înaintat pe această persoană. Unde nici n-au făcut nici o adunare, nici o ședință. Noi am vrut să înaintăm o persoană mai tânără. Acest personaj, înaintat de pas, era vârsta de 67 de ani. Îmi las singur pe la port. Bine, domnule Toma, haideți să nu discriminăm în funcție de vârstă. Domnul Ghimpu, o să zic că poți face politică la orice vârstă. Întrebarea e, dar poate acest comunist... Cea mai bună o faci la vârsta mea. Poate acest comunist, domnule Toma, s-a transformat în european între timp. Pro-european. Nu se face comunist niciodată european. Nu. Ați văzut că la un moment dat și Vladimir Voronin era pro-european. Iată, Ion Ceban s-a transformat din pro-rus în pro-european, de exemplu. La nivel de raion, Pasul s-aude că vor să facă coaliții cu socialiștii. Alo, nu vă auzim. Da, vă auzim, vorbiți. La nivel de raion, în Hâncel, se vehiculează precum că Pasul vor să facă coaliții cu socialiștii. Bună ziua, Moscova! Ia ca și vor să fac Pasul. Am înțeles opinia noastră, domnule Toma. Vă mulțumim pentru apel. Iată, apropo despre asta, vreau să discutăm coaliții posibile, unde nu există majoritate nici socialistă, nici a Pasului. Ce se întâmplă la nivel raional? Deci, local? Dacă luăm cifrele, îmi pare că Pasul are 5 sau 7 raioane, nu are majoritatea. Și pot alege președintele. În rest, mă tem că... Negocieri.
Coaliții? Nu cred. Nu văd eu cine s-ar duce cu pasul. Eu cred că sunească toți împotriva pasului și vor fi... Dar care sunt șansele? Că, iată cum zice majoritatea mandatelor, pasul să se unească cu socialiștii. Așa depinde de PD, cine au acolo mandate. Au socialiștii, comuniștii, Partidul Democrat European... Fostul prim-ministru, cum îi zice lui... Bine, unele localități, unele raioane pot face majoritate doar pasul cu socialiștii, pentru că ceilalți sunt puțini. Nu le ajung. Păi sunt despre asta se vorbește, asta am auzit păi și ce eu. Se va întâmpla, cum credeți? Păi da, cine a mai avut alianță cu... La nivel de parlament am avut alianță pas cu socialiștii. Care... Vreau că am mai avut și alte alianțe, domnul Ghimpu, și știm ce s-a întâmplat acolo. Pro-europene, dar făceau aici dar niște totuși, chestii că... Dar totuși, lângă toate ce au făcut ei, n-ar fi avut azi Republica Moldova, n-ar fi fost stat candidat dacă nu era... acordul de asociere, dar nu era libera circulație și n-am făcut noi niște reforme care le-am făcut. Iată, Maia Sandor spune că acum i-au reușit să obțină statutul de candidat sau pasul. Datorită Ucrainei. Noi atunci l-am obținut datorită nouă, dar nu Ucrainei. Dar acum datorită Ucrainei. Hai să fim serioși. Noi doar înțelegem foarte bine. Ce s-a schimbat la noi? Da, dar vedeți cum se întâmplă. Ce s-a atunci schimbat? Când vorbim de nereușit, nimeni nu ține cont de faptul că a existat un război la Cotar, că a existat pandemie, criză economică. Dacă ați observat, dar când vorbim de reușite, nu, datorită Ucrainei. Nu, dar aici clar că datorită Ucrainei. Suntem puși în pachet cu Ucraina aici. Nu trebuie doar... Dar contează contextul regional. Contează. Dar noi trebuie să fim nu cu Ucraina, dar cu România. Aici e problema. Dar noi avem de făcut niște reforme. Nu o să le facă Ucraina pentru noi. Oricum, Republica Moldova trebuie să corespundă acelor standarde ca să aibă acces. Ce am schimbat noi? Avem justiția care a promis la oameni, a fost combătută corupție. Ce schimbări avem noi în societatea asta? Iată, haideți să vedem ce zice doamna Elena din Cantemir. Poate ea vede schimbări. Doamna Elena, bună seara! Bună seara! Vedeți schimbări în societatea moldovenească de când avem actuala guvernare și, în general, în ultimii ani? Eu vreau totuși să spun că schimbări, da, am văzut. Chiar la noi în comună cu alegerile acestea și s-a făcut. Domnul primar era de la PSRM, a fost un mandat cu PSRM, cu 8 clase primare și încă și o clasă de repetent. Și acum PASul l-a susținut, a trecut și din partea PASului. Și a reușit, o companie foarte murdară. Și n-am stați înțeles, o clipă, deci el era primar de la PSRM și acum e primar din partea PASului. Din partea PASului și cu repetent 8 clase primare. Ia spuneți, vă rog, cum să mai credem noi? Am crezut, am văzut, acum am văzut totul. Cum să mai credem noi? Cum mai susținem noi PASul mai departe? Doamna Elena, dar poate acest primar s-a europenizat între timp. Nu știu când s-a europenizat. Poate și... cum... Poate și în ultimul timp sau penulte, dar eu am înțeles că a fost obligat. A trecut provetic. Dar poate totuși a văzut ce s-a întâmplat în Ucraina, de exemplu, acest război, și a schimbat atitudinea față de Rusia și PSRM respectiv și a trecut de partea europenilor. Nu știu cum a trecut, că a fost la Moscova și nu m-au venit țuc drept în primărie din partea PSRM, deodată a reușit. Și... a trecut nici un an, mi se pare că nici un an și PASul. PASul a adunat tot ce a fost posibil. A format partidul, era organizația de partid PAS, s-a desfințat, i-a alungat, a venit Island, au venit mai mult cu socialiștii care erau cu dânsul, și noi nu ne mai pricepem că e socialist, că e cu PAS, dar din partea PASului reușit. Doamna Elena, și o ultimă precizare. Dumneavoastră, în ce credeți mai mult? În integrarea europeană a Republicii Moldova sau în unirea cu România? Eu mai degrabă aș spune că unirea cu România ar fi bine, într-adevăr, cum spune domnul Ghimpu, mai bine, mai ușor, mai degrabă unirea cu România decât integrarea. Integrarea asta degrabă nu se vede. Am înțeles opinia noastră, o seară frumoasă. Iată, domnule Ghimpu, vă susțin cetățenii opinia. Nu, haideți, dacă îmi permiteți, câteva minute, discutăm subiectul ăsta, da? Vă rog. Noi avem 30 de ani. Eu sunt unul din cei care am luptat pentru independență și am votat această independență. Dar am votat-o pentru să ne rupem de Imperiul care ne-a ocupat. În declarație de independență a arătat drumul pe care trebuie să-l parcurgem. Drumul spre țara de unde ne-au rupt rușii. De 4 ore, în 12 și în 40, 44 și acum partea asta de Transnistrie. Da, Rusia
a lucrat foarte bine și a fost război de hibrid, politică, partide cumpărate, plătite, oamenii cu nostalgia de la, credeau că au pierdut comunismul, unii trebuie să ai de toate și așa mai departe. Dar timpul a arătat și 30 de ani zile că noi nu avem economie. Deci cea mai important problemă pentru cetățenii noștri este viața lui personală și apă cauza națională. Noi, dar de ce oare nu avem economie? Nu v-ați pus întrebarea asta? Nu avem economie din cauza că... S-a furat. Nu. 30 de ani, nu. Cetățenii ăștia... Dorin. Domnule Ghimpu, un miliard de dolari dintr-un sistem economic... Dar nu, un miliard asta. Mai mult miliarde s-au furat și folosit. Noi nu producem, noi suntem vii pentru că în loc de valută care trebuie să vin piscotare în urma vânzării producției noastre, vin bani de la cetățenii plecați piscotare. Asta e. Și la noi depășește întotdeauna importul, exportul. Noi avem pământuri fertile. Nu, agricultura, avem agricultură care poate fi dezvoltată. Agricultura n-a fost niciodată ramura principală a economiei. De ce și în Europa, în țări dezvoltate, în Germania, în Franța, dau subvenții la agricultori. Economia, industrie avem noi? Nici ușoară, nici grea n-avem. Ce vindem noi? În afară de vin, deci noi nu avem economie. Deci ceea ce a fost în perioada sovietică, când au făcut rușii o economie legată ca lanțul, o uzină la noi se produc un șurub, o uzină în Armenia alt șurub și tot așa, s-a rupt. Însuși rușii au distrus această industrie care nu mai funcționează. Plus că ea nu era competitivă pe piața europeană. Ce puteai să faci cu utilizoare noastre Alfa sau cu ce mai noi, cu tractoarele astea Vieru sau cum se numeau. Și noi ne-au trebuit 30 de ani ca să înțelegem că nu putem supraviețui. Deci noi noi unioniștii am adus acest stat. Înțelegeți dumneavoastră? Noi unioniștii, Front Popular, sunt unioniștii care am adus acest stat. Noi l-am adus, noi l-am votat și după asta vreau că lumea a crezut că dar cum crezi că într-o noapte poate schimbi, să trăiască omul bine dacă 50 de ani s-a distrus tot aici. A distrus dragoste față de proprietatea privată, de a munci, de a te mândri cu dorință, țara, cu pământul trebuie, tău. Domnule Ghimpu, dorință, pentru că e o țară mică și noi, aici există perspective. Noi. Are o întrebare un cetățean pentru dumneavoastră și vreau să o ascultați. Dorință este atunci când sunt locuri de muncă și produci și vinzi, dacă nu vinzi nimic. Domnul Vitalie de la Ocnița este în legătură prin telefon cu o întrebare pentru dumneavoastră. Domnule Vitalie, bună seara. Da, bună seara. Bună seara. Am înțeles că aveți o întrebare pentru domnul Ghimpu, vă ascultăm. Da, am avut o întrebare. El spune tot timpul că vreau unire cu România, dar el nu știe că românii nu ne vreau pe noi? Că nu e adevărat. Cum nu? Ne vreau numai ăștia din Parlament și ăștia care conduce. Nu, 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 ne uităm la sondaj. Nu ne uităm la sondaj. Poporul decide, nu guvernarea sau ministrul sau nu știu care. Eu îmi desc în România și am stat de vorbă cu o lume de acolo. Este cazul. Nu, da? Cu noi se unesc. Dar de ce nu șereți Moldova, care a fost a noastră la România și care e la Ucraina o bucată? De ce nu șereți aia asta teritorie, dar vreați unirea noastră să o vindeți la România? Lăsați prostiile astea cu Moldova. Ștefan cel Mare este primul domnitor care a vrut să unească aceste trei state apărute în urma dispariției Dacii, fiindcă era același popor, cu aceeași limbă, cu aceeași identitate și tot așa. Și nu blas cu politica asta prostească rusească, care v-a băgat-o în cap, că noi, ce avem noi comun cu slavii? Avem limbă cu dânși comună, avem dansuri, avem cânci, avem mămălii cu dânși. Ce avem noi comun cu rusii? Spuneți-mi mie, picând cu ceilalți din Muntenia și Transilvania, avem și limba, și identitatea, și mâncarea, și dansul, și Vitalie. Da. Eu nu v-am spus că de ruși. V-am spus că când au fost ruși s-au împărțit și ne-au lăsat o bucățcuță de Moldova. Dar, deci unii, aceia noastră care au fost unirea asta tot, care au fost a noastră Moldova tot mare. Dacă în 1812 nu era ocupată Basarabia, noi eram alături de partea Moldovei dincolo de Prut, care a format România. Că România e formată de moldoveni. Nu uitați de asta. De aceea parte din moldoveni care au fost liberi și nu au fost ocupate de ruși. Cu Muntenii, primul format țara românească. O bucată de România se numește Moldova. Și acum se numește Moldova, o bucată de România. Este Moldova, este Muntenia, sunt moldoveni, ardeleni, olteni, bucovineni, dobrogeni. Ăștia sunt toți români.
Noi nu suntem români, noi suntem moldoveni. Da, acum, suntem sigur că da. Domnule Vitalie, o întrebare pentru dumneavoastră, ca să fie nota discuției noastre. Dumneavoastră, ce vă doriți pentru Republica Moldova? Unirea cu România sau integrarea europeană? La noi acum se poate de toate. Dar românii pe noi nu ne doresc, ei nu ne vreau. Numai ne vreau șefii ăștia care îi îmblașă. Dar dumneavoastră, ce vă doriți? Am înțeles ce își doresc românii. Cu Europa să fim tăți și muniți. Am înțeles. Dar România nu ne unește. Dar nu prin România românii să ne unească pe noi. Că românii nu ne doresc acolo. Sunt acolo niște mocani la țară că ei n-au nici încălțăminți pe picioarele lor. Am înțeles opinia dumneavoastră. Mulțumim tare mult. O seară frumoasă. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim, continuăm discuția cu domnul Ghimpu și vom mai prelua câteva apeluri de la dumneavoastră. Rămâneți alături de noi. Am revenit în platou, continuăm discuția. Vă reamintesc că astăzi vorbim cu domnul Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal. Înainte să trecem să continuăm discuția, avem un apel telefonic de la domnul Alexandru din Ialoveni. Domnule Alexandru, bună seara! Bună seara! Unde va ajunge Republica Moldova mai rapid? Parte a României sau parte a Uniunii Europene? Eu aș spune punctul meu de vedere, dacă se poate. Vă rog! Republica, domnul Ghimp a depus o mare efort toată viața să facă treabă. Hai că eu decizat vreo 5 ani în urmă și până la urmă au crezut în Ghimp și numai de Ghimp și numai Ghimp e bravo, restul toți. Și eu am vrut să spun iată ce. Domnul Ghimp trebuie să înceapă a forma din nou Partidul Liberal. Din nou. Prin metodele este aia de a cumpăra, de a vinde, înainte cât 5 deputați. Câte 20, câte 50 deputați au trecut din colo în coace. Și efectul e zero. Și acum 30 de ani efectul e zero și zero să ieși mai departe. Adică trebuie de schimbat structural. Trebuie nu așa să face gospodăria. Nu așa să ridică o gospodărie. Domnule Alexandru, dar nu toți cumpără și vând deputați. Vedeți că sunt unii care... Rușii cumpără pe lor, Europa, comisarii europeni pe lor, mai Sandu, prin raioane, repede a făcut încolo în coașă și au cumpărat primarii și îi spune și domnul Ghimpu. Și nu ne-au cumpărat. Așa e și Ialoveni. Dar ce recomandați să facă domnul Ghimpu? Avem o piață centrală, sud europeană, unii toți se vină și toți cumpără. Păi da, domnule Alexandru, iată, domnul Ghimpu a încercat să reînvie partidul și a luat 500 și ceva de voturi în Chișinău. Nu-i nimic. El a luat 500. Să muncească mai departe și o să vie. Că avem și oameni în țara asta. Mulțumesc foarte mult. Aveți perfectă dreptate. Asta e începutul. Asta e numai începutul. Da. Am înțeles, domnule Alexandru. Mulțumim tare mult. Asta care a fost până acum, 30 de ani, mai rușinoasă guvernare ca lui Maia Sandu și a Parlamentului de azi, noi n-am avut niciodată. Adică guvernarea Plahotniuc v-a părut mai potrivit. Asta e o rușine. Și cu... E o rușine totală. Și cu gazul. Și cu minciună peste minciună. Eu la uzină am lucrat și noi la fiecare două luni, trei luni, noi avem inventariere. Unde eu trebuia ca șef de secție să arăt cât material am cheltuit, fondul de leafă, vizele cheltuieli, proiectul și cum mai departe. Aiștia duc răspundere de ceva. Aiștia nu răspund de nimica. El a venit, a vărtit gazul, a sănătească energie electrică și indiferent că e comunist, socialist, dau lampăcă, cum ce plana. Am înțeles, domnule Alexandru. Mulțumim tare mult pentru opinia exprimată și pentru apel. O seară frumoasă. Domnule Ghimpu, iată, vedeți, cetățenii spun să fiți mai activ, să reînviați partidul, dar îl reînviați și oamenii nu votează. Mai e relevant Partidul Liberal pe piață? A fost vot util, vot util, și eu înțeleg. Deci, dar ar putea să fie permanent. Votanții PL-ul au fost... fideli sau dezamăgiți? Nu. Au fost amăgiți, manipulați. Ei s-au dezamăgit când ați vrut să-l votați pe Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Deci eu, azi vă spun, cred că prima dată acum.
În primul rând, să luăm de ce. Dacă eu acceptam atunci alegerea în spate, cum striga Năstasă și cu Dodon și cu Cioban azi, toți în piață, în braț împreună, Republica Moldova era folosită ca și Bielorusia împotriva Ucrainei în război. 2016, 4 ani, vin eu la putere partidului prorusă, în perioada asta Putin dădea gaz mai ieftin și prelungea puterea și... Astăzi, de ce există lupta asta? Te partid de finanțează, șorș, 500 de mii, de mii găsit, ori milioane, ori cât o găsit la vama acolo. Fiindcă Putin a înțeles că a pierdut și îi pare rău Republica Moldova. Și asta din cauza lui Ghimpu n-a putut să o ia, fiindcă Republica Moldova trebuie lui Putin ca aer. De ce ați atacar, vrut să-l susțineți pe Placotiuc la funcție? Acum vin. Ataca Ucraina din partea asta și aici pus în care armament. Vă dați seama? Da. Pentru ce trebuie Republica Moldova? Și Ghimpu n-a admis cu peleu lucrul ăsta. Eu îl mulțumesc colegii care au fost dar să pască. Dar asta acum, n-au înțeles acum, da, Placotiuc. Acum Placotiuc. Deci eu n-am făcut alianță cu Placotiuc. Am făcut alianță cu PD-ul, când Partidul Liberal a semnat acord, a semnat cu Marian Lupu, nu cu Plăhăniu. Și asta v-a șterbit din imagine. Stați o clipă. Noi am fost în alianță cu PD-ul din 2009. Dacă nu acceptam din start, din 2009, când a venit Lupu de la comuniști la PD și nu acceptam alianță, că Lupu a venit la comuniști, nu exista alianță, nu exista liberă circulație, nu exista acord de asociere, nu exista așa statut. Dar atunci stat nu candidat. Era Plăhăniuc. Plăhăniuc a devenit mai târziu ce a venit. Da, deci Plăhăniuc a venit și a luat puterea în PD. Prima luat puterea în Republică, folosind procurorul și tot ceea ce era cumpărat de dânsul. Și nu purta răspundere de nimic. Scopul meu, pentru prima dată vă spun acest lucru, scopul meu a fost să scot pe Plăhăniuc în față. Fiindcă el ținea toată puterea, dar nu răspundea nimic. Să ajungă prim-ministru, să-l vadă lumea cum conduce, să discute cu delegațiile, cu tot ceea ce înseamnă un prim-ministru. Și atunci... Era compromis Plăhăniuc. Eu am vrut să-l scoz în față, să-l compromit Plăhăniuc. El nu era bun de nimic. El se teme spune două vorbe. El se teme de umbra lui. Era foarte fricos. Odată eu mi-am permis să ridic vocea când cu arestările astea și cum sunt tremurat, înțeleg. Eu am întrebat și cu... S-a creat impresia că era foarte puternic, încrezător. Toți care public pe la spate lovesc oamenii ăștia, cei mai fricoși oameni față de așa au fost și Stalin, și Napoleon, și Hitler, și toți absolut. Așa e și Putin. Avem un apel telefonic. Domnul Petru din Cahul este în legătură prin telefon. Bună seara, domnule Petru. Așa, ne auziți? Domnule Petru. Bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Mai tare cumva. Eu vreau cu domnul Mihai Ghimpu să vorbesc. Da, bună seara, vă ascult. Da. Domnul Ghimpu. Da. Domnule Petru, închideți televizorul ca să vă auzim, că altfel o să trebuia să închidem. Eu închid telefonul. Deci domnul Petru a închis telefonul ca să nu ne audă pe noi, da? O să ne privească la televizor. Dacă o să vreți să reveniți, să închideți televizorul ca să vă auzim, că altfel vă ascultați. Am înțeles. Domnule Ghimpu, haideți să revenim la ceea ce se întâmplă în prezent. Da. Republica Moldova. Există riscul să treacă de pe calea europeană înapoi spre calea pro-Rusia, să zicem așa? Eu cred că nu o să mai admit eu și Statele Unite Americii lucrul ăsta. Dar vă spun, acum e lupta și tot ce aici am avut. Noi am avut o campanie geopolitică niciodată în alegerile locale. Nu au fost alegerile gospodarului, dar au fost totuși cea mai geopolitică alegeri. Cele mai geopolitice alegeri. În Chișinău cam mereu era așa. Chișinău, da, dar și în Republică. Deci câți bani s-au băgat, s-au cumpărat primarii, tot ce vrei. Și asta a fost. Deci Rusia, Putin, acum toată echipa asta au înțeles că ei au greșit atunci când n-au putut să ia Republica Moldova în 2016, când lovea în peleș în mini. Fiindcă da, dar șorul a fost oprit acum. Da. Dar ei vor continua lupta mai departe. Asta demonstrează că tot ceea ce au pregătit e pe șor. Șansă. Uitați-vă cât de bine. Crezi că șor are așa cap să pregătească așa foarte bine și șansă. Și ăștia, cum se mai cheamă... Dar cum este? Poate este deștept. Ravnopravi, oricum se cheamă. Toți, mai mulți opriși. Și independență. Tot a fost pregătit anume de echipa asta care
de specialiști, tehnocrați, politruși, cum se mai numesc ei a Rusiei, i-au pregătit toată scenariul ăsta ușor. Pentru că la legile acestea și într-o care măsurile reușit, fiindcă noi avem în teritoriu consilii raionale, vor fi majoritatea mâinile partidelor pro-rus, soronii ei între dânși. Pasul nu are cu cine face decât în vreo, nu știu câte acolo, câteva raioane. Dar de ce spuneți că nu este capabil Ilan Șor să facă de sinistetător așa ceva? Nu, hai să fim serioși. Asta e politică mare făcută ca să ieși găgăuzea. Uitați-vă cu problema gazului. Am ajit oamenii. Aici lucrează specialiști. Aici lucrează specialiști. Gaz ieftin 10. Dar care va fi soarta lui Șor, domnule Ghimpu? Va fi adus în Moldova? Nu va fi niciodată adus de acolo. De ce? Hai să... Dar cine conduce lumea? Cine... prin proiecte finanțează și au ținut pasul de la bun început până acum. Iar ne ducem în teorii conspiraționale? Nu. Și trei. Statul Israel nu extradează? Nu extradează cetățenii. Chiar dacă există temei, chiar dacă va fi o decizie finală. Ce zici, e primul Șor care nu este extradat? Mai fost și alții. Așa e la dânsul. Deci politica, ca și Italia. Uitați-vă în Italia. Cât sunt în care trebuie, dacă au fost pedepsiți, ni s-a citit sentința în țară, da? Și e fugit în Italia. Și nu Italia, nu extradează. Gata, lege. Asta e politica statului. Ilan Șor va rămâne nepedepsit? Da, sigur, dar nimeni nu va fi pedepsit de furtul miliarde. Ori n-ați înțeles că atâția ani de zile au trecut. Păi dacă nimeni nu vorbește foarte clar ce s-a întâmplat acolo. Cum nimeni nu vorbește? Dacă nu știi să fac politică, nu se conduce așa statul cum se conduce astăzi. Procurorul general, odat cu, cum se spune, cu ureche într-un loc, să nu spun altfel. De ce nu comasat Consiliul Superior al Procuraturii și Consiliul Superior al Magistraturii. Să facă unul cum e România. Și deci pornească toate lucrurile. Haideți că discutăm imediat despre justiție. Făcute, dar nu să încalce legea și să meargă înainte. Că noi avem puterea. Acum vedem și cu justiția cum stăm. Domnul Ion din Chișinău este în legătură prin telefon. Bună seara! Bună seara, domnul Galden. Bună seara, domnul Ghimpo. Bună seara! Vă ascultăm, domnule Ion. Am o întrebare către guvernarea PAS. Guvernarea PAS, când a venit la guvernare, a dublat pensiile 100%. Dar anul trecut a fost inflația de 30%, dar s-a indexat cu 15%. Mă interesează atunci de unde s-a găsit suma și de ce nu s-a găsit suma cuvenită. Dar întrebarea către domnul Ghimpu, vreau să ne aduc aminte că pe timpul guvernării domnului Ghimpu, guvernatorul Băncii Naționale era domnul Dorin Drăguțan. Oare nu se putea de văzut unde îi pleacă miliardul pe timpul lui Dorin Drăguțan și de ce dumnealui nu-i trasă răspundere? Foarte bună întrebare. Mulțumim mult, domnule Ion. Pe timpul guvernării, a Peleului și a dumneavoastră, când era Alianța, Peleu n-a guvernat. Cine era, bine, Alianței, cine era la Banca Națională? Domnul Ion zice și reamintește că era domnul Drăguțanu care era pus acolo de către Pele. Și ne-a trădat cum ne-a trădat și ceilalți. Și nu ați știut ce se întâmplă? Ne-a trădat cum l-am pus în funcție, ne-a trădat cum ne-a trădat și ceilalți. Cum l-a trădat? Și a devenit omul Placadniuc și gata. Și nu mai aveți toată informația care mi-a dat de mii s-a portat frumos, îmi dădea informația, dar îmi dădea informația cei care nu greșită. Și gata. Păi iată de ce nu este tras la răspundere. Nu, stați, aici are dosar penal. Iată, organ de drept o să demonstreze. El a fost implicat sau nu? Implicat, vinovat. Dacă el e vinovat, înseamnă că el m-a mințit și pe mine. Dacă nu e vinovat, înseamnă că el mi-a... Păi da, stați o clipă. Se fură un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc și nu poartă nicio vină șeful Băncii Naționale? Păi, cum se poartă vină dacă a avut ordin? Să facă nu vede. Păi, da, tu știi că face o ilegalitate. Era vice-guvernator, răspundea nemijlocit de problema asta. Și că credite, că ia ca așa, și s-au dat credite, tot așa de felul ăsta. Eu nu sunt specialist în probleme bancare. Dar vă spun, deci el a fost omit de Pele, dar n-a rămas omul Peleului. Ca și mulți alții care s-au folosit de asta. Dar ce fel de oameni numeați în asemenea funcții importante care vă trădau la... Dar ce-i numai unul? Prima ocazie. Dar păi așa sunt moldovenii de timpul lui Dragoș Vodă, adică nu a trecut munții și a venit și a format statul ăsta. Și asta e foarte trist. E trist, dar cum credeți? Cine trece dincolo de munți? Sunt români? Apucum când a trecut Dragoș, când știți chestii, descălcarea Moldovei, Dragoș Vodă. Apucum acela de dincolo de munți, a venit român și aici când a trecut din coasă făcut moldovan? Trecând pe munți?
Ia că de ce toată povestea asta este? Că așa am fost cu turșii, cu rușii, cu cine nu vrei. Și s-o deprins fiecare să strădeze, să gândească la familia lui. Cât avem noi? Dacă azi toți ar fi fost în pelie care i-am invitat și le-am oferit funcții de deputat, de miniștri, de toate celelalte, azi partidul era puternic. Dar așa toți. Și-au rezolvat problemele și s-au dus într-o parte. Și-a rămas păi, iară... Dumneavoastră recunoașteți că ei veneau în politică pentru ca să-și rezolve problemele. Dar cum? Păi de asta dar îi și mai grav. Nu, dar eu nu pot să spun că, nu, că pe unii cunoșteam. Și aveam unii obiecții față din zi. Zic că au fost unii sovietici, mă rog, la noi, pe timpul sovietici, dintr-o 100-101 erau turnători. Zic, mă, așa au fost timpurile. Văd că au rămas tot așa timpurile. Păi au rămas, fiindcă cum spune comuniști că găbist, nu există, am fost. Știți de asta? Așa e și aici. Și iată au venit și... Știm ce s-a întâmplat deja. Domnul Artyom din Ungheni este legătură prin telefon. Nu, nu e vorba de mine. I-a lovit în cauză. Ei au oprit Partidul Liberal care merge bine pe cauza unirii. Ia că ce au făcut ei, fiindcă nu a apărut în Parlament un partid așa cum a apărut Partidul Liberal cu problema unirii. Și am făcut niște lucruri ca președinte, cu decretele care, inclusiv ca și cu pădurirea toamnă. Eu am schimbat să deu copacii primăvară, care când îi pui primăvară, sus ca 80%. Și eu am prin cineva decret, făcea bani. Și eu prin decret am schimbat să se dească toamnă. Domnul Artyom din Ungheni este în legătură prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, domnule Artyom. Da, eu aș avea așa vreo 3 remarci către domnul Mihai Ghimpu. Și totuși tot critică guvernarea PAS și tot Tatiana. Ce v-a încurcat domnul Mihai, dumneavoastră, în 2009, cu Alianța de Integrare Europeană 1, Alianța de Integrare 2, să face tot asta ce a făcut guvernarea PAS în 2-3 ani? Ce v-a încurcat? De ce acum stați și criticați? Vouă este într-o parte așa, știudă că nu ați făcut voi. Vă mănâncă rânza ceea ce n-ați făcut voi când ați avut posibilitatea. Cu filat, cu lupul, cu urechean și tot așa mai departe faceți chestia asta. Asta e una. Altă întrebare. Că ați criticat iarăși că o votat pentru ce bani sau cumva acolo pentru domnul Carc. Aduceți-vă aminte primul mandat lui domnul Chertoacă. O votat la fel. Toți pro-europeni, ca să nu ajungă comuniști la primărie. Și tot cariera lui domnul Chertoacă, datorită dumneavoastră s-a dus apoi peste două mandate în jos, că nu l-ați susținut cum trebuie până la urmă. Și ultima întrebare pentru dumneavoastră este colegul dumneavoastră Iuri Chirinciuc. Astăzi a ieșit și a susținut pe domnul Vitali Vrabi la primar în turul 2 în Ungheni, unde și domnul Mitriuc, socialist, au susținut la fel. Haideți să nu dăm nume de persoane, vă rog foarte frumos, domnule Artyom, că turul 2 urmează să fie și e important să respectăm corectitudinea. Ok, îmi cer scuze, da. Pur și simplu v-am spus care este susținerea. Peleul cu socialiștii din Ungheni contra candidatului PAS. Am înțeles toate trei precizări, mulțumim foarte mult. Acuși domnul Ghimpu ne răspunde, mulțumim. Haideți să le luăm pe rând. Da. 2009, Alianța de Integrare Europeană 1, de ce nu ați făcut atunci când aveați majoritate în Parlament, împreună cu domnul Lupu, domnul Urechean, ceea ce a făcut PAS acum, făcut de exemplu? PAS acum? Republica Moldova este țară candidat de aderare datorită nouă, că noi am adus... Bine, acum ați spus că datorită Ucrainei, totuși. De Ucrainii, dar dacă nu exista acord de asociere cu Uniunea Europeană, nu era statut de stat candidat. De ce îi criticați pe PAS dacă și ei... Dar s-a auzit ultima perioadă, eu critic PAS pe Maia. Eu n-am făcut lucrul ăsta. Eu acum vorbesc niște lucruri, dar eu n-am criticat, fiindcă eu înțeleg lupta între Europa și Rusia. Și înțeleg foarte bine cine e în capul lui Maia Sandu și a PAS-ului. Eu până acum s-a auzit undeva... Acum am spus niște lucruri. Eu sunt foarte atent. PAS-ul a-ți duce politica care o duce pe leu înainte. Când spuneam noi cu Pele în familia NATO și UE, toți, Ghimpa iurește încolo cu așa. Azi poftim PAS-ul și Maia Sandu vorbește de NATO. Înțelegeți dumneavoastră? Și când avem și contextul ăsta din Ucraina. Eu spuneam cât mai departe de Rusia, cât mai bine de noi, că se vorbe fratele Gheorghe Ghimpa, nu sale mele. Poftim, asta e politica PAS-ului. Al doilea aspect... Dar ce e bun, e bun, dar ce e rău, e rău. Ministru al Peleului acum susține un candidat la Ungheni socialist, domnul Chirinciuc. Nu socialist, împreună cu socialistul susține... Împreună cu socialist. Da, păi el susține nu socialist, dar îl susține pe Vrabi, dar el nu e socialist, nu e comunist. Nu dăm nume și prenume. Dumnezeu cu dânși, cu vulpi, să spunem, da. Cu balaur. Păi ce părere aveți despre asta? Păi, este membru al Peleului. Păi sigur da, el și președintele organizației Ungheni, dar susține omul, nu
țâni comunist sau socialistul. Păi, dar lui... după principiul ăsta pot merge și cei din teritoriu. Facem coaliție cu oameni, dar nu facem coaliție cu PLE sau PSRM sau PAS. Nu e vorba de socialiști sau comuniști. Au și ei un partid. Dumnealui este așa, că susține candidatul cu socialiști împreună pe Vrabii, dar nu susține candidatul PAS. Am înțeles. Păi, ambele partide sunt de pro-europeni. Care e problema aici? Și la final nu am reușit să discutăm, dar o opinie. Ați văzut ce se întâmplă? Procurorul general a cerut acordul pentru pornirea urmăririi penale în privința a 4 judecători. Acolo sunt mai multe bănuieli de corupere pasivă, trafic de influență și tot așa mai departe. Ce părere aveți? Începe curățarea în justiție? Nu pot spun așa ceva. Dar cât de la avem... E ceva fără precedent. Câte dosare avem noi deschise și care e rezultatul? Doi judecători au fost reținuți azi. Dar câți au fost până acum? Câte dosare au fost deschise și care... Care e finalitatea lor? Finalitatea lor. Care? Unde miliardul? Unde Dodon? Ia că să luăm un exemplu. Dodon e învinuit de trădare de patrie și... Cum, acolo, cu... Dosarul e pe rol încă. Nu, dar cu contact, relații, nu știu cum, cu grupul criminal organizat. Da? Așa-i? Învinuit. Dar care, cine sunt ăștia grupul organizat criminal? Sentință trebuie să fie, domnul Dorin. Iată, există sentință în cazul lui Ilan Șor. Și nu-l avem aici. Vlad Plahotniuc va ajunge... Două precizări scurte. Vlad Plahotniuc va ajunge în Republica Moldova. Va fi extradat, adus, deferit justiției? Dacă până acum nu e, înseamnă că nu va fi până nu va avea aici puterea care îl sprijină. Am înțeles. Domnule Ghimpu, eu promit să vă mai invit. El și toți aceștia care... nu, haideți să fim așa puțin și obiectiv. Ceea ce... făcut rău Plahotniuc, știe toată lumea, dar cu Plahotniuc și cu PD-ul noi am făcut niște pași concreți spre Europa. Cum am spus, acordul de asociere liberă, asta le-am făcut cu dânși. Și dacă nu era PD-ul în alianță, nu exista în genere alianța. E unul, am înțeles. Trei. Noi data viitoare vorbim mai mult despre asta Dar asta nu înseamnă că Plahotniuc trebuie să poartă răspundere pentru faptul dacă a încălcat legea, a furat, a luat, s-a băgat în miliard și în toate celelalte. Toți hosii trebuie să stăie acolo unde e locul. La pușcărie. La pușcărie. Mulțumesc, domnule Ghimpu. Doamnelor și domnilor, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Eu vă aștept deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând.